Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem pe Valea Gurghiului, suntem în casa Excelenței sale, Prințul Dimitrie Sturza, un loc deosebit, o încărcătură deosebită pentru noi, fiindcă Excelența s-a ales Valea Gurghiului. Vorbeam în prima parte despre de toate, vorbeam. Și am rămas la episodul cu Timișoara, unde oamenii de acolo și-au adus aminte de bunica dumneavoastră. Acum, sigur că îți pomeni de Ion Țiriac. În vremea când ați început să jucați tenis, atunci l-ați cunoscut pe Ion Țiriac, pe Ilie Da, Năstase, ați pătruns în lumea tenisului în și T. v-a legat o prietenie care a rămas până în ziua de Da, astăzi. în T pe domnul Țiriac, de aia că Ilie e mult mai Ilie tânăr tânăr, da, mai ca tânăr, da. noi. L-am întâlnit în fața tabloului de la Roland Garros, vorbea acolo cu Petre Mărmureanu, alt prieten Alt de-al meu, da? jucător de tenis, Și da. vorbeau românești și atunci m-am dus la ei și le-am spus, voi sunteți români. Ăștia s-au uitat la mine cu ochi mari. Spune Tiria că la matare cine ești? M-am spus, Dimitrie Sturza. Bravo și ne-am V-ați împrietenit. împrietenit. Ați vorbit acasă tot timpul A, română, nu mai românește. limba Și română, în mama și familie, cu da? tata niciodată altă vorbă decât românește. Și am avut întotdeauna steagul român în curte, numai ca să știți. Și în Norvegia, și în Franța, și Da, aici, și la Zurich. Așa. Bine, domnul Tiriac jucat tare bine. Da, Dar, echipa de cum Anastasia, era, venea Davis. dintr-o țară comunistă, nu prea era invitat. Da. Și l-am ajutat pe domnul Tiriac, în loc ca să joacă tot timpul turneele din Egipt și din India, unde nu se ducea nimeni de acolo, erau niște condiții execrabile, am reușit să-i fac o invitație în America, în Caraibe, în Statele Unite și Caraibe, unde a jucat foarte bine. Anul după am reușit să trimit și pe Ilie Năstase acolo, unde a câștigat patru turnee și a fost în finală la celelalte patru, erau opt turnee în totul. Le-am ajutat cât am putut la Da. început. Da. A fost o episodă, la un moment dat îmi spune Ion Tiriac, hai să facem un match între Elveția și România. M-am uitat urât la el și a spus, tu Eu sunt român. în care parte să joc? Da, frumos. Dar ce? Nu ești elvețean acum? Pot să am pașapoarte și chinezii, dar tot român ne rămân. Sufletul. V-ați Da. simțit Și excelență atunci, întotdeauna român? cum? V-ați Da, simțit sigur că da, întotdeauna român? da ce? Numele meu, oricum, cum să mă simt altceva? Nu pot. Eu nu pot. Bine. Și am făcut un meci de antrenament la Winterthur. Iertați. Și Ilie vine, n-avea un ban în buzunar, vine și îmi spune, după meci, spune, uite, prințe sau cum dracu să-mi spunea, am nevoie de un medicament pentru tata care are cancer. Îi spun, bine, aveam 72 de franci în buzunar, că nu lucram și nu eram profesionist și eram foarte, eram, nu, eram sărac, să spunem așa. Hai să mergem la farmacie. Medicamentul ăla a costat 71 de franci. 71. L-am cumpărat, Ilie n-a uitat niciodată, și mai aveam un franc. Cu francul ăsta am cumpărat la un restaurant o sticlă de apă pe care am Împărtot împărțit-o. trei. Da, amintiri frumoase, cred că de câte ori vă întâlniți de până astăzi, poate amintiri. De atunci, Ilie, când era să vină să facă o match exibiție, că era numărul 1, Da, a știți? fost număr primul, un număr ATP. Da, știți, ca Federer acum, Ilie când se ducea să joacă undeva, stadionul era plin. Plin, da. A făcut și spectacol. Ai, ai, ai. Ilie Năstase a fost un mare talent. Da, a Un fost un mare mare talent. talent. Din păcate a făcut puțin prea mult spectacol, că altfel ar fi câștigat mai Ar fi multe câștigat mai grand multe slam-uri. turnee. Și poate echilibru, vedeți, făcând echipă și cu domnul Țiriac în Cupa Davis și au adus finala la București. Mi-aduc aminte, eram copil cu salatiera pe masă, am fost atât de aproape în 72, dacă Da, bine da. rețin. Țiriac, cred că totuși i-a conferit, domnul Țiriac i-a conferit așa echilibrul, mai trăgea de mânecă. Ei, a fost în firea lui, asta e. Într-o zi era, numai ca să vă spun, l-a ajutat enorm pe Ilie, de aia că eram la Cairo și jucam și eu, odată am jucat acolo în Egipt. Și erau și niște americani acolo. Și a pierdut Ilie finala cu Clark Greener Carl la Greener, Cairo, da, era da? american. Și, dar a jucat numai loburi. Numai Numai loburi, nu știu ce l-a spectacol. apucat. În vestiare,
L-a prins domnul Tiriac în duș. Tiriac era îmbrăcat. Ilie era în pielea goală în duș. I-a luat capul și părul ăla lung și l-a bătut cu capul de perete și a spus, o să-ți învăț eu să faci postii din asta. Era ceva, ăștia doi. Da. Ți-i minte că vocifera cu albitrii, vorbea cu tribunele, cu... Dar era un jucător atipic și lumea l-a iubit. L-au iubit și femeile, mai ales. Da, bine. Și lumea l-a iubit pe domnul Năstase, a fost diabolic, exact, așa. Da. În vremea aceea se câștigau, pomeneați de Egipt, de ăsta se câștigau bani din tenis, că nu exista profesionist. Nu, dar aveai $100 sau diurnă, 100 ceva, de dolari și astea erau bani mulți atunci pentru bani. Români. Anii 70, da. Era foarte mulți bani și aveai călătoria gratis, aveai hotelul, asigurat, totul, deci era ok. Și era o viață drăguță, era o viață frumoasă, era interesant. Spre afaceri, când ați îndreptat excelență? Tot așa, cineva, dumneavoastră pe cont propriu sau familia v-a impulsionat, cercul de prieteni, ați simțit, ați făcut fizic, ați făcut tenis, ați făcut afaceri? La 24 de ani, când am primit diploma, m-am dus repede să joc turnee de tenis. Era pe amatori atunci, eram amatori cu toții și nu prea câștigam bani. Și când am avut 30 de ani, eu până atunci, într-un an, bătusem cam vreo 5 băieți din primii 15 sau 10 sau așa ceva, dar niciodată în turneele mari. Am câștigat 3 turi la Roland Garros, am pierdut în al 4-lea tur, la Wimbledon de 5 ori am trecut primul tur, dar am remarcat că nu o să devin un jucător foarte mare. Eram în primii 30 în lume, ce deja e impresionant. Foarte bine, mai ales că eram singurul cu universitate serioasă. Cu școală, da. Dacă americanii făcuse școala, da. Mai mult cu stipendie de sportiv și trebuie asta. Așa. Și am ajuns în semifinală la campionate Europei de amatori. Acolo erau toți rușii, care amatori erau, care erau chinezi. Dar am făcut semifinală acolo. Jucam bine, dar nu destul de bine ca să... Ați realizat că 10. Nu veți fi chiar la vârf să faceți bani din tenis. Începusem prea târziu, bineînțeles. Da. Și atunci am avut o ofertă de la un prieten care era și el jucător de tenis, de club, da. Așa. Avea o afacere unde avea nevoie de cineva care era cunoscut în țară, m-a angajat și am început acolo cu dumnealui, 4 ani am fost acolo, până când era o firmă de americani, nu mi-a plăcut, dacă au început să ne preseze prea tare, firma în Elveția era cea care mergea cel mai bine în filiala din Elveția. Și pe cosmetice, pe profilul acesta sau altceva? Nu, erau produse menajere de plastic, se chemau Tupperware. Și se vindeau în privat. Da. Și atunci deodată am avut o ofertă de la niște suedezi care vindeau cosmetice. Și mi-au spus, puteți să faceți firma dumneavoastră, noi vă ajutăm, vă trimitem produsele. Am sărit pe ocazie, de aia că aveam o secretară foarte, foarte frumoasă, foarte îngrijită, care îi plăceau cosmeticile. Și eu, cosmetice, cum nu sunt homosexual, nu aveam feeling. Da. Așa. Și am luat-o pe dumneavoastră ca partner, o să o aduc la dumneavoastră aici, are 72 de ani acum, frumoasă foc. Și m-am dus până la Bruxelles, am venit înapoi cu cosmeticile lor, le-am arătat. Vrei să începem afacerea împreună? Da, vreau. Avea atunci, domnul ei, vreo 25-26 de ani. A avut curaj de aia, că avea un job fix și acum... A renunțat și a venit alături de dumneavoastră. Da, a avut încredere de aia, că la vânzări eram foarte bun, ca să motiveze echipa de vânzări. Transmiteați excelență și seriozitate, educația dumneavoastră, faptul că ați făcut sport, faptul că ați studiat fizica. Cum percepeți acum? Transmiteați celor din jurul dumneavoastră că poți să aibă încredere? Da. Sunteți un om serios? Cred că da.
mai ales că cu produsele noastre am făcut o treabă pe care nimeni n-a mai făcut-o niciodată în lumea cosmeticilor. Le-am spus, dacă cumpărați, întâi trebuiau să încearcă produsele. Da. Nu puteau să cumpere un produs care fără nu să era ce e încercat. Și cât este încă două, trei în plin, dacă nu vă place, puteți să-l dați înapoi și primiți banii înapoi. Asta s-a întâmplat odată la 10.000 de produse, înțelegeți? Răi voitori. Da, da, da. Oamenii au avut încredere, cum erau cosmeticile făcute în Elveția, cele mai bune care există. N-am avut probleme și am devenit foarte repede numărul 1 în Elveția. Avem o extindere acum extraordinară în Germania. Băiatul meu se ocupă de afaceri în Franța și în Austria. Și puțin în Italia, puțin în țările scandinave. De ce puțin? Dacă nu vrem să creștem prea repede. Ați ținut totdeauna la calitate, primul standard a fost calitatea, în detrimentul câștigurilor, poate, da. Standardul elvețian, rigoare și calitate. Cu asta nu poți să greșești niciodată. V-au ajutat studiile atunci? Bine, a fost feeling-ul dumneavoastră, seriozitatea, dar v-au ajutat și bănuiesc studiile de specialitate? Ce m-a ajutat foarte, foarte mult este cum fac analiza, cum faci o analiză de o problemă, știți? Poți să ai o problemă care îți pare așa de mare ca un munte, dar dacă o analizezi bine și te gândești cum pot eu să rezolv treaba asta și pui câteva puncte pe hârtie, atunci poți să o rezolv întotdeauna. Și toate problemele. Satisfacția e suprema. Și asta am învățat foarte mult. Da, și să muncesc foarte mult, că am muncit acolo. Ați muncit multe ore, sunt convins. Am muncit enorm la Politehnică, se pot să vă spun, că este enumerată ca una din cele mai prestigioase universități din lume. Și după aia, ca să fac afacerea, am făcut sute de mii de kilometri cu mașina ca să văd reprezentantele, le cunoșteam pe toate. Nu, am luat asta foarte serios și cu rezultatul că am avut foarte mulți oameni care câștigau foarte bine. Cea care câștiga cel mai bine câștiga 18-19 mii de euro pe lună. Cu mașină, cu vacanțe. Și cu asigurarea socială plătite de noi. Da. Așa că puteau să facă carieră la noi. Și atunci trăgeau toată echipa. Dumneavoastră, în primul rând, v-ați respectat colaboratorii apropiați, rezultă din ceea ce îmi spuneți. Asta am învățat de la tata. Asta de la, da, de la tata. De la bază. Asta mi-a țiut minte cum se ocupa el de țăranii în Moldova. Asta mi-a țiut foarte bine minte. Da. E atât de important să-ți respecti colaboratorii, te respecti pe tine, îi respecti. Și atunci și colaboratorii erau motorul business-ului și transmiteau tuturor angajaților aceste... Eram șeful lor, dar puteau să vină cu problemele. Erați șef, prieten? Era o relație așa de... Sau e o graniță sensibilă? Amic sau deschis? Erați deschis? Toată lumea putea să vină, să-mi vorbească, să discute. Îmi spuneau toți dumneavoastră, nu tu, dar ele simțeau că dacă puteam să fac ceva pentru ele... Erați aproape de ei. Și mai ales că au fost câteva care au fost bolnave și cum aveau nevoie de profesori specializați, unde e foarte greu să ajungi, eu cu numele meu de sportiv am putut să-i ajut, cum am ajutat foarte mulți de aici. Venim acum în România, după anii 90 ați reușit să veniți în țară. A fost un moment important și exista pe de parte, bănuiesc, curiozitatea dacă într-adevăr lucrurile se schimbă, dacă se vor schimba. Anii 90 ce au însemnat pentru dumneavoastră? Ce ați simțit în primul rând? Sau ce v-ați dorit? Ați dorit să, cu siguranță, să revedeți țara, să revedeți locurile natale, să revedeți poate prieteni, cunoștințe. Dar primele impulsuri ale dumneavoastră spre ce zonă au mers? Vreau să mai spun o treabă. Mama, după război, când a fost foamea aia enormă în Moldova, s-a dus în Suedia și în Norvegia și a reușit
de la dumnealor să aducă câteva trenuri întregi de, de alimente. Și a făcut cantine de la, de la Focșani până la Botoșani, peste tot. Țăranii când o vedeau, vreau să-i pun pe picioare, numai ca să știți când vezi că moare copilul tău de foame și n-ai ce să dai, îl dați nici nu pot gândi. Și, și atunci când am venit înapoi în țară, m-am gândit, vai de mine, vai de mine și de mine. Era, era ceva, știți, venind din Elveția, mă plimbam în, în Germania, Austria, care sunt țări civilizate. Când am văzut sărăcia asta aici, m-am îngrozit. Mai ales când m-am dus la conacul nostru, care este în poza acolo sus, care jumate din acoperiș nu mai erau, dar erau... Conacul din Moldova? Da. 96 de copii bolnavi, jumate cu SIDA. M-am gândit, vai de mine, trebuie să încerc să ajut. Și cum am, cum am reușit să ajut? Am adus în primul an la prea fericitul Daniel, care era prea înaltul Daniel atunci. Era în Moldova. I-am adus vreo 50 de camioane de, de, de ajutoare, din, din toate. Deci totul ce avea el nevoie. Și el știți că este un tip foarte drept. Și veneau preoții la el acolo, din sala aia mare de recepție, a făcut un depozit și preoții care veneau făceau o listă din ce primeau și la cine le dădeau duminică la, la, la slujbă. Deci l-am întrebat, de ce la, la, la slujbă? El mi-a răspuns atunci ceva foarte bine, știți? Singura speranță pe care oamenii mai pot să o aibă acum este încrederea în Dumnezeu, că restul nu mai există nimic. Au fost ani grei, da. Și din păcate, aici sigur că înțeles o părere personală, lucrurile nu s-au mișcat suficient de bine și de repede în România, s-au pierdut ani foarte mulți. Da, asta este, este da. Chiar o părere personală. Și, și atunci m-am gândit, a fost un, un domn evreu, domn Teodorescu, care a murit la, la Paris, care era client la banca lui Eric, fratele meu. Și el a lăsat 5 milioane de, de, de franci sau de euro atunci și cu dorința ca, ca să ajutăm pe bătrânii în, în România. Și am refăcut cu banii aia, aia n-a fost destul, am băgat și eu bani, am refăcut 36 de, de camine de bătrâni. Camine de bătrâni. De la, o, de la, de la de porcării. La zero, de la... De, da, de, era, era ceva de groază, nici nu puteți să știți. Da. Am făcut camine de bătrâni de 4 stele cel puțin. Fiecare camin, 2 pe cameră, cu baie condiții modernă, din asta unde putea să intru cu căruciorul, spălătorii de la cele mai bune, cele, aceleași ca în cele mai bune hoteluri din, din Occident, bucătării, casele, toate refăcute. Și am fost foarte mândru de treaba asta, de, de, am putut să o fac, de aia că a fost o picătură de apă, dar, dar a fost un exemplu pentru foarte mulți. Picăturile fac oceanul. Pentru excelență. Mulți politicieni, politicieni care au furat și care le-a fost rușine după aia. Pot să spun. Da. Apropo de politică, excelență, sunt convins că au fost propuneri sau da. Au existat... Înainte de asta vreau să vă spun că am refăcut și pe Valea Gorghiului, că lumea știa că veneam aici la vânătoare. Vânătoarea aici nu există ceva mai, mai frumos și adevărată vânătoare ca pe valea asta, pot să vă spun. V-ați, v-ați legat așa, v-ați... Și atunci m-am gândit să fac și ceva aici și cu fratele meu, acolo am împărțit costurile. La Hodac am refăcut dispensarul și la Ibănești am da. Refăcut dispensarul. Da, știam de proiectele astea. Și, și de la de ăștia cu, cu camioane care vin să vă ajută. Ăștia, lângă dispensari sunt acolo. Transportatori? Smurdu. Smurdu. Ah, da, 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 s-a implementat punctul Smurdu. Da, 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 da. Și mi-aduc aminte acum și, și, la Hodac și Bănești da, pentru Vale. Da, 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 da. Și am făcut și asta a plăcut la, la, la primarie, le-a, le-a plăcut că și plătesc taxele pe care trebuie plătite da. Aici. Dar am făcut și... și ați făcut atât de multe, multe lucruri și asta era întrebarea. Au existat propuneri și
nu știu, pe de o parte propuneri și pe de altă parte tentații să intrați în politică, să faceți mai mult pentru România? Știți, pe timpul lui Iliescu, eu l-am invitat pe domnul Iliescu de 3 ori în Elveția. De ce? Că nu sunt comunist și nici socialist nu sunt. Sunt social, sunt liberal și democrat. Așa că... Să ne înțelegem. Să ne înțelegem. Dar am venit ca să încerc să-l atrag, să nu facă el ce a făcut Lukashenko în Bielorusia. Să fim în partea cealaltă, că era tendență era, mare. Da, riscul era foarte și mare. Și el a văzut acolo și am putut să vorbesc foarte mult cu el. El este un om foarte cult, mi-a făcut o impresie extraordinară, chiar dacă nu aveam aceleași idei politice împreună. Dar el mi-a spus următorul lucru. Eu cred că pentru fericirea oamenilor trebuie să găsim un mijloc între capitalism și socialism. Cu asta are dreptate, numai că asta e iarăși o teorie. E puțin utopică, așa. Teoria lui Marx, care în teorie era extraordinară. Da, dar era un utopism, nu poți să o aplici. Așa. Și la un moment dat, prin domnul Măgureanu, care era șeful SRI-ului, da. Mi-au propus să devin prim-ministru. Numai că la domnul Iliescu ar fi fost mai mult un paravan. Da. Ca să mă bagă pe mine acolo și să facă politica. Da, da. Eu i-am spus că politica... Ați simțit asta, atunci asta? Da. Ați simțit. Da, și cum. Mai ales că făcuse greșeala enormă cu regele care l-a trimis înapoi. Asta a fost, pentru imaginea noastră a fost o mare greșeală. Foarte mare greșeală, mai ales că regele... Regele v-a botezat excelența așa? Nu, e. Mama lui. Mama lui, da? Da. A fost nașa mea. Nașa, la Popeștea. Și cu regele asta, regele a fost un tip excepțional. Ce relație ați avut cu majestate așa? Mama și cu tata erau cei mai buni prieteni cu el. Am fost la el la predare. La Versoa? Unde locuia în Elveția? La Versoa? Excelența așa locuia în Elveția la Versoa? Da, la Versoa. A fost de mai multe ori acolo. Ne-am jucat cu copiii lui, cu Margareta, cu principesele celelalte, cu care, din păcate, nu mai avem nicio relație. Dar regele a fost un tip și acolo i-am spus lui Iliescu că mare greșeală a făcut, că pentru imaginea noastră el o să rămână comunist, cu imaginea de comunist, care nu era. El era ca Dubček. Da, dacă Dubček era comunist, atunci și Iliescu era. Da. Dar, primăvara de la Praga. Așa. Gândea exact ca Dubček. Și după aia, când am văzut că partidul ăla PSDSR, PDSR-ul era atunci, da. Nu a avansat, l-am întâlnit pe domnul Constantinescu, pe care l-am finanțat eu, ca să devină președinte. Nu numai eu, să ne înțelegem. Da, i-am plătit toate avioanele ca să se ducă în America, unde a colectat bani acolo. Și i-am plătit salariile staffului de la București, erau vreo 10-11 persoane. 2 ani de zile m-a costat foarte mult bani. Și el mi-a spus următorul lucru, n-avea niciun program el atunci, numai Anti-Iliescu, știți, asta nu-i destul. Am făcut eu două, trei capitole pe securitatea socială, pe privatizare, pe treburile noastre, pe unde mă pricepeam. Din păcate n-a făcut absolut nimic, dar mi-a spus la un moment dat... A fost o mare speranță atunci, croită așa în jurul mișcării, în jurul domnului Constantinescu. Știți, el era foarte teoretic, ca toți profesorii. Da. Foarte teoretic. Și practic era bun la nimic. Absolut nimic. Dar a avut și problema cu domnul Roman, Petre Roman, care e alt prieten de-al meu, care cam l-a sabotat în guvernul ăla. Erau 14 partide în guvern. Nu putea să facă. Poți așa, un guvern ăsta, o uniune largă. Și la un moment dat, președintele Constantinescu m-a întrebat, nu vreți să faceți prim-ministru? I-am spus, nu am cu cine și, vedeți, asta vă spun dumneavoastră, eu nu sunt pentru o democrație parlamentară. Eu sunt pentru o democrație populară, cum este în Elveția, unde poporul decide. Și nu parlamentarii. De aia că ce se întâmplă în România... reprezentarea cantoanelor, nu vă referiți? Nu, când... Totul este supus unui referendum. Da, dacă nu le place ceva...
referendum și nu se face, înțelegeți? Da. Pentru a fost referendum, care pe mine m-a marcat cel mai mult. Partidul Socialist a venit, care e foarte mic în Elveția, da, nici nu are nicio putere, dar au venit cu o propunere ca să treacă timpul de lucru în Elveția de la 41 jumate de ore pe săptămână la 36 sau așa. 75% din elvețeni au votat împotriva, că și-au dat seama că dacă se întâmplă, nivelul lor de trai, cu atâta o să se dă în jos. Înțelegeți? Da. A fost votația împotriva Uniunii Europene. De ce? De aia că au avut frică de birocrația asta care există acum la Bruxelles, da, din cauza englezii care au plecat din cauza asta. Principala cauză a ieșirii și regatului. Și aici vreau să pleacă. Polonezii vreau să pleacă. Dar de ce? Nimeni nu e împotriva ideii Europei. Ei sunt împotriva... Prea mari centralizări și birocrații. Nu. Centralizarea e ok, dar birocrația asta, care și-a permis să spună la câteva țări cum trebuie să arată bananele care sunt importate, dacă puteți să credeți așa. Deci e un extrem. La noi, aici, în România, au încercat să introducă că oamenii nu mai au voie să taie porcul. Da, mi-aduc amintea cu câțiva ani. Nu poți. Face parte din cultura poporului. Nu, dar aici fac niște greșeli, de aia că sunt foarte mulți inculți care sunt trimiși la Bruxelles. Noi avem o doamnă foarte bine acolo, nu vreau să mă pun cu nume, și avem vreo 6-7 proști. Care sunt în afara subiectului. Nu, sunt niște moi. Sunt niște moi care nu ne reprezintă acolo. Ne-au închis, de exemplu, domeniul meu, au închis vânătoarea la uși, care era perfect organizată aici, era un echilibru cu ușii, acum nu mai ai voie să tragi ușii, în fiecare seară se plimbă ușii pe aici. Dar se poate. E un pericol. Da. A fost atâtea probleme, mai ales în zona Transilvaniei și la Brașov, da, și în Harghita. Și... Da, și altele. Da. Au impus altele. Care... Și asta atrăgea de la sine, excelență, să uzați-mă, nu, erau și dezvoltările colaterale. În momentul în care îți vin oameni de afară, oameni cu potențial financiar, care vânează, îți crește și partea de turistică, și partea de servicii, partea comercială, toată lumea are de câștigat. Da. Mai ales că era foarte bine organizat și nu era măcel, cum spun... NGO-urile astea care sunt acum și care cam guvernează România, plătite de Soros, care nu știu ce are cu România, dar NGO-urile astea, cele mai multe, nu toate, trebuie interzise, cum a făcut Orban acum în Ungaria. Bravo lui! Bravo că a câștigat singurul politician care se gândește la țara lui ca să continue. Nu spun ce face el în România, nu-mi place deloc. Îi încită pe ăștia din Harghita să ceară independența, asta nu există. Dar, nu, pentru mine. Dar ce face el în Ungaria este senzațional și am fi avut noi nevoie de un Orban aici, pot să vă spun. Cum e privită România, excelență, în Elveția și în Europa? Cum simțiți dumneavoastră? Cei care au fost... Aproape 30 de ani de la Revoluție. Cei care au fost în România, cei care au venit aici, visează la o treabă, să vină înapoi. Oamenii sunt așa de simpatici, așa de primitori, așa de politicoși, așa de bine. Ăia care sunt în afară se gândesc, iertați-mă să spun, la romii ăștia care ne fac. Nu toți romii sunt așa. Da, e o problemă, e o realitate. Eu am văzut romii pocăiți care au venit aici. Oamenii care muncesc și care sunt respectați. Dar romii care au ieșit acolo și români infractori, care ne fac o imagine de groază. Da, de groază. Și atunci, ești român. Da, sunt român. Și sunt un român foarte civilizat. Mai civilizat decât tine, dacă pot să întrebi așa. O altă bucurie a vieții noastre, să-i spunem așa, o altă pasiune și telespectatorii vor vedea imaginile. Ați fost un vânător. Ați avut posibilitatea și ocazia să călătoriți around the world, cum se spune. Ați vânat pe toate continentele. Ce înseamnă, de fapt, vânătoarea pentru dumneavoastră, excelență? Vedeți? Sunt doi feluri de vânători. Vânători, așa zici, care omoară animale și ceilalți vânători, cum sper că sunt eu în categoria asta,
vânători care recoltează ce se poate recolta pentru vânătoare. Vânătoarea a existat de când există omul. De mii și mii de ani. Sper că am fost un vânător care a respectat vânatul. Nu mai știu ce undeva, am văzut aici pe vale la un moment dat, unul care a venit cu o armă automată, a trecut o scroafă în fața mea, a trecut în fața lui, avea 8 pui și a tras de 8 ori în scroafă și puii după aia erau mici, așa, erau în jurul scroafei, nu mai știau ce să facă. Asta nu. Am spus la șeful de vânătoare, pe mine nu m-ați mai văzut vreodată, nu vreau să particip la așa ceva. Este o groază ce s-a întâmplat. Șeful când a auzit asta, l-a trimis pe ăla acasă, ăla a vândut arma aia, nu știu ce a făcut-o, a stricat-o, a rupt-o. Că i-a fost rușine, a fost un notabil din partea înspre Cluj acolo. Și s-a făcut ordine aici pe vale. Nu se mai trage cu arme automate, se trage numai la vânatul care e prevăzut să fie vânat. Sunt atâția cerbi care poate să fie scoși. Se face selecție la cerboacele mai bătrâne, mai bolnave și așa. Se face vânătoare la mistreți. Într-un fel corect, așa da, în Africa, tot așa. Nu am tras la femeile acolo, dacă era un buflu vechi pe care l-ați văzut acolo în muzeu, îl trăgeam, nu trăgeam nici, încercam cel puțin să nu trag niciodată la un buflu care era prea tânăr și mai avea timp da. Să se dezvoltă. Cum ați spus, ați respectat vânatul. Da, n-am tras niciodată. De fapt, ați participat la menținerea acelui echilibru normal și firesc în natură. Vedeți, în Africa, acolo unde sunt secții de vânătoare, africanii protejează vânătoarea. De ce? De aia că dacă tragi, de exemplu, un buflu, carnea, e și tu un mușchi sau așa ceva, dar restul este pentru ei. Pentru ei. Da. Și dacă se trag mai mulți bufli, ăștia au mâncare pentru o lună. Dar nu numai asta, dar primești și banii de la vânătoare. 80%, 20% se duc la stat, 80% se duc la ei. Mi se pare corect, și, așa, nu? Și cu banii ăștia se investește în puțuri de apă. Comunitatea poate să se dezvolte. Se dezvoltă, se fac dispensare. Și este ceva. Cineva care e o strategie care poate ține cont sigur de proporții, da. Poate fi implementată și la noi. Da. Eu ce nu fac, nu mă duc să trag la leu, dacă e prea ușor. Pui omul meu, vine leu, te vede, nu are nicio frică. Nu trag la rinoceros, dacă sunt prea puțin. Nu trag la urs alb, că nu-mi place. Nu trag la girafă, nu-mi place. Și cam asta. Excelență, ne apropiem de sfârșit. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit. Ați făcut, cum se spune, într-o viață de om și vă doresc mulți ani de acum înainte să aveți în față. Ați făcut de toate. Ați făcut ceea ce v-ați dorit. Viața voastră, dumneavoastră, a fost o sumă de bucurii. Muncă, pe de-o parte, ați făcut sport, ați cunoscut oameni, ați umblat în toată lumea. Cu siguranță vă considerați un om împlinit. Dar pe de altă parte aveți și regrete? Vă pare rău că nu ați făcut ceva în toată viața dumneavoastră? Știți, eu pot să vă spun că am profitat de viața asta, dar în fiecare minut. În fiecare minut. Nu am absolut nici un regret. Absolut nici un regret. Poate că am un regret că când erau copiii mici, nu am putut să mă ocup destul de ei, de aia că aveam afacerea și afacerea nu câștigam bani atunci, câștigam bani cu tine. Dar cred că tuturor ni se întâmplă, așa excelență legat de copii. Când sunt copiii mici, suntem foarte ocupați. Da, dar copiii mei mi-au reproșat asta. Și atunci când veneam acasă, le duceam cadouri de toate. Am avut o vilă într-o dână cu piscină,
aveam Ferrari, Bentley, mașini foarte bune, Mercedes-uri, acolo. Și, dar am făcut o treabă foarte bună în 90 și l-am adus pe băiatul meu care... Aveți trei copii, excelență, bine, doi. L-am adus pe băiatul meu ca să vadă Popeștiul cu copiii bolnavi, pe care le-am ajutat pe toți. Da. Am refăcut conacul, dar a văzut el aia acolo și a avut un așa mare șoc, săracul. Exact aceeași treabă cu soția mea. Ea, fiind la Zurich, avea de toate, știți? Și am adus-o într-un centru de recuperare la Hârlău, înainte de Crăciun, unde doamna aia, conducătoarea, nu știa că trebuia să ceară bani la minister, n-a cerut și nu mai aveau de mâncare. Și am adus un camion pentru ei, pentru mâncare, cu de toate bunătățile pe care trebuia. Și ea, când a venit acolo, cred că a plâns o săptămână după aia. A fost ceva, nici nu puteți să știți. Altă treabă, când am fost cu vânătorii elvețieni, ne-am dus la o școală de copii, fetițe într-un sat, foarte bine refăcută de guvern, dar n-aveau ce mânca și le-am dat toți porcii mistreți, le-am dat acolo. Măcelarul i-a spus măcelarului, poți să iei jumate, dar jumate să le lăși aici. Le-am dat și la cadre, fiecare. Dar pentru copii a fost ceva să poată să mănâncă o bucată de carne, că mâncau pâine, supă de pâine și de fasole și trebuie astea. Dar la urma urmei, excelență, cred că astea sunt satisfacțiile care ne mână în viață așa și ne bucură, ne umple sufletul. Dar vedeți pe altă parte, când vii dintr-o țară ca Elveția, unde comunitatea încearcă să ajute pe toată lumea, și când vii să vezi răutatea asta pe care a lăsat-o comunismul, e o realitate asta. O răutate. Da, zic, e o realitate. E o realitate și o răutate. Da. Și nu numai asta, dar a și stricat mintea oamenilor. Vedeți, românii care au plecat în afară sunt foarte bine văzuți. Ăia care muncesc. Care muncesc, da, foarte profesioniști. Noi avem 6 oameni la noi în firmă care muncesc mai mult decât elvețienii și mai conștiincios. Dar ăștia care au rămas aici, dacă nu poate să o ciupească una la stânga sau una în dreapta. Și asta, turcii înainte și comuniștii după aia. Dacă în comunism, dacă nu ciupeai sau nu te aranjai cu cineva de aonde... Filozofie de viață. Trebuia să te aranjai, să pot. Bine, atunci era oarecum explicabil, adică erai acoperit, fiindcă trebuia să trăiești, să existi. Dar mentalitatea asta se perpetuează și, din păcate, vor mai trebui să treacă câteva generații. Și atunci este diferența foarte mare că în afară, în Elveția mai ales, comunitatea, cantonul, statul, este acolo pentru oameni. Aici e văzut statul și comunitatea cam ca un dușman. Pot să iau ceva de la ei și pentru mine. Înțelegeți? Da. Nu. Eu nu pot să spun că îmi face plăcere să plătesc taxele, că am plătit taxe foarte mari în Elveția. Dar știu că trebuie. Că trebuie și că nu se duce și în buzunar. Și sunt folosite în comunitate. În comunitate. Da. Excelență, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Vă doresc foarte multă sănătate, putere de muncă și bucuria vieții să vă însoțească mereu și pretutindeni mintea și pașii. Mersi mult. Mersi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc o seară liniștită, o noapte odihnitoare și o zi plină de noi zbânzi.